Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să citim câteva comentarii. Am găsit niște comentarii destul de retardate la mine pe canal, așa că astăzi m-am decis să le citesc și... da. Înainte ca acest episod să înceapă, vreau să vă rog ca de fiecare dată să apăsați pe acel buton de like, să dați un comentariu cu ce dracu vreți voi să comentați pe acolo. Și da, cred că putem începe. Ce coșuri are, bă, frate, l-a făcut cineva coșul ros naibii. Da, frate, coșuros, coșuros rău de tot. Să sugi de prost. E, da, ești un prost. Bă, sper să mori. Să-ți dau la white coffee. Da, exact, dacă tu ești la video ăsta, cafea. Bă, ăstea au fost nivelul 1 de comentarii retardate. Acum vine nivelul 2 de comentarii retardate, ok? Te-am visat aseară că erai cu un prieten pe bicicletă și când te-am văzut am fugit fuga la tine și te-am dărâmat și te-am luat în brațe și după aia m-a sculat mama ca să mă duc la școală. Ok, deja să recapitulăm. M-a visat că eram cu un prieten pe bicicletă, m-a dărâmat, m-a luat în fucking brațe și apoi m-a trezit mama să merg la școală. Genul ăla de compunere, știi, la română, pe care cu toții o facem, gen... am pățit nu știu ce și deodată m-a trezit mama și trebuie să merg la școală. Cred că cu toți ați făcut măcar o compunere din asta la română, nu? Sper că nu singurul ciudat. Am văzut nivelul 1, am văzut nivelul 2, dar acum am găsit nivelul 3. Cel mai deci comentarii care n-au niciun fel de sens. Comentarii care nu și-au rostul, comentarii care sunt scrise de stai și te gândești ăștia... La ce s-au gândit când au scris, pe bune? Ce dracu făceau când scriau comentariul ăsta? Deci, atât de retardat de comentarii. Max Infinite, iar mie îmi place să mă joc GTA. Joc GTA alături de pisicuța mea, iar tu joci Minecraft cu o calitate de căcat. Praf, te fac în picioare, te calc, scot pistolul, ți-l îndrept spre cap, trag un foc, ai plecat. Totul e destul de serios, fără glume. Ai ceva împotrivă, te ascult, haide. Spune un cuvânt în plus și dispar fără urme azi. Ai să rămâi fără oase, ți le sparg, ai să mori în această noapte. Aici nu e Minecraft. Aici nu e Minecraft ca în realitate. Nu te-ai așteptat. Surprise, motherfucker, Irafael. Hai, nu începe de parcă tu nu vezi. Dar ci că nu-ți dau voie să spui exact ce crezi. Am auzit, am notat. După ăsta am să dispar. Da! Și îmi bag piciorul în lume. Tot ce este rău are cuvântul, spune tu, te joci cu sănătatea, eu mă joc cu chakra, motherfucker, și se cheamă rap battle între Irafael și Max Infinite. Și ce pula mea caută asta pe canalul meu, pe bune, coaie, rap... Bun, hai că revenim la nivelul 1 spre 2 de prostie. Wow, Gami, noroc că ne-ai luminat tu. Fără tine muream proști și nu știam că numărul 666 e fake. Și de aia am comentariul la același videoclip, gen: bă, Gamios, ai murit sau a fost cineva cunoscu? Bă, Gami, ai murit? Bă! Revenim la nivelul 2 spre 3 de prostie. Nu neapărat prostie, comentarii de alea fără sens, știi, gen... Nu știu, nu pot să dau exemplu, comentarii fără sens. Știți că puteți aflați povestea a lui Ilie's blog? Deci, pe bune, deci așa e comentariu, pe bune. Știți că puteți aflați povestea a lui Ilie's blog? Ilie's blog! Fucking Ilie's blog! Avem un comentariu foarte tare. Să îți trag la muie de copil prost cu măta și multe semne de exclamare. Cred că era atât de triggered tipul. Ăsta e un comentariu ceva mai vechi, dar am decis să-l pun pentru că e foarte comic, ok? Cum naiba au ajuns un copil ca tine la 88k subs? Bă, nasol de tine, acum am 145k subs. Mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea și chestii, dar zic, bă, gen... De la 88k subs am chestia asta. Oftică-te! Felicitări, dar ești cam mic.
Mă rog, nici eu nu sunt mare, suntem de aceeași vârstă și eu am 14 ani, dar nu-s prea ne faci să ne uităm la tine, nu ai content interesant. La The Link am început să mă uit din cauza seriei de NPS Most Wanted. Du-te dracu, da succes în continuare. Deci nu înțeleg. A început cu cum dracu a ajuns un copil de, ca tine la 88k subs și am ajuns la felicitări, după la nu faci content interesant, după la nu suntem de aceeași vârstă, dar tot pe mine mă face mic. Și iar apoi formula de încheiere, du-te dracu, da succes în continuare. Eu ce pula mea să mai cred, pe bune. Gami, fă videouri cu Metindor. Nu mersi, îmi pare rău. Nu mă bag. Ei, bine că am văzut acest episod, fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe cel de like, să vedem dacă strângem 2000 de like-uri la acest episod. Nu uitați să-mi lăsați în comentarii dacă mai vreți să facem viitor de genul, ce viitor mai vreți, spuneți tot în comentarii și da, eu am fost Gamiano, ne vom vedea data viitoare. Pa! We'll be right back.